cap. Salutare, dragi prieteni, suntem în zona de sud a capitalei Suediei, Stockholm, într-o suburbie, la un magazin Lidl, unde vreau să vă arăt ceva foarte interesant, o soluție inclusiv pentru noi, pentru problema reciclării. Cum se reciclează în Suedia? Este un aparat care are un senzor în care se introduc sticlele din plastic. Asta cred că nu e aia, care are lichid în ea. Asta o ia cu lichid? Da, iau. Bine, să nu fie plin, știi? Ia uite pe ea. Inclusiv dozele și acolo are un separator și pe codul de citire, pe baza codului respectiv și senzorul care are înăuntru, se separă. Stânga, dau un exemplu, cele de plastic și dreapta cele de aluminiu. Ce nu-i place? Probabil nu a citit bine senzorul. Cele care nu funcționează le pui deoparte. Dacă vă mai aduceți aminte ce se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu când se reciclau sticlele. Erau cei trei RRR. Reciclare, exact. Refolosire, nu mai știu ce era. Exact. Aici este varianta modernă și mulți dau un exemplu care vor să aibă chiar mai liberă de baraua, își golesc și... Și aici să le arătăm, se adună coroanele, da? Da, deci până acum avem aproximativ 2 euro. Deci 2 euro înseamnă undeva la 20 de sau 10 asemenea sticle reciclate. Da, avem două sticle pe care n-am văzut de ea. Nu știu dacă mai începem cu ele. Dacă nu merge, le băgăm la reciclator și de acolo are grijă altcineva. Nu vrea să le... Gata. Bun. Deci, bun, sunt 22 de coroane. Ce se întâmplă mai departe? Bun, poți aici... Apăsăm pe verde, nu? Pe verde, dacă vrei să-ți iei cuponul, sau, acum ai deja apăsat-o, un buton. Așa, și ce faci cu acest cupon? Un buton care poți să-l donezi, suma respectivă poți dona. În cazul nostru, am luat tichetul, mergem în magazin și, pe baza cuponului respectiv, noi, practic, o să cumpărăm produse. Poți cumpăra ce produs vrei tu din Lidl. Bun, exact. Ok, asta a fost exemplu suedez de reciclare.